Practica Isihastă 21 Sunt prezentări de tot felul asupra lumii, mistice sunt însă mai puține. Aluzile sporadice nu satisfac. Mistica este considerată o emanație a teologiei sau o filozofie ocultă. Noi, pornind de la viziunea în care mistica nu este un produs, ci izvor și întoarcere. Aristotel se plângea că filozofia a pierdut originile. Noi tocmai aceste origini le căutăm pe care le numim arhechipuri. Căderea din rai a rupt integralitatea chipului, Domnul Hristos îl restabilește. Marele nostru teolog, Părintele Stăniloae, face o integralizare a teologiei cu Sfinții Părinți. Învățătura evanghelică și a Sfinților Apostoli este deschisă participării noastre de urcuș duhovnicesc. Mai este nevoie însă și de o viziune mistică. O viziune mistică pur creștină este încercarea noastră. Ne silim să fim în Duhul Sfinților, părinți, chiar dacă limbajul nostru este în Spiritul vremurilor actuale. Dumnezeu creează din iubire, prin harul Său, întipărește chipurile iubirii Dumnezești în cele create. Este suprafumosul divin din creație. Creația, care răspuns propriu, trebuie să redăruiască lui Dumnezeu frumusețile proprii de creație. Supra frumosul divin și frumosul de creație, iată dialogul vieții de creație, iată însăși mistica. Misticile antice au conținutul suferinței lumii care își caută scăparea în absor absorbirea în Dumnezeu. Este mistica dizolvării contrarilor. Creștinismul vine cu mistica dialogului afirmațiilor. Logica antică este logica duală a contrarilor, afirmație și negație, ca o luptă permanentă. Logica nouă, creștină, trinitară, desfințează negația în supraafirmația depășirii contrarietății. Dualitatea este necontrară. Frumosul perfecțiunii antice este monada. Supra frumosul perfecțiunii creștine este triada. Esența anticilor este unul. Supra esența creștină este treiul. Unul și multiplul anticilor este logica dualității contrare supra unul treimic este logica supra în care nu mai există contrar. Creștinul trebuie să aibă logica trinitară. Mistica pur creștină este mistica supra afirmației trinitare. Celelalte mistici sunt misticile dualității contrare. Ca să, ca să înțelegi mistica noastră creștină, trebuie să adopți formal această logică trinitară, altfel nu pricepi sau nu accepti nimic. Noi încercăm o relatare de viziune mistică pur creștină. Mulți se plâng că teologia creștină nu are filozofie creștină și de aici că de fapt nu are nici mistică propriu-zis creștină. Mistica anticilor este metafizică, mistica noastră e creștină, este revelație. De aceea, noi vorbim de o, teolo de o teologie mistică și nu de metafizică mistică. Creștinismul este o mistică pur teologică și nu metafizică filozofică. Teologia este o religie pură și metafizica este semireligie. Lumea de astăzi, semireligioasă și nereligioasă, pare să încline spre o mistică metafizică. Cine vrea să fie creștin, trebuie să facă o mistică religioasă teologică de revelație. În aceste repere veți înțelege relatarea noastră despre mistica isihastă creștină. Putem spune totuși că și creștinismul teologic are o filozofie creștină dacă se trece la logica trinitară. Cine însă vrea să facă filozofie creștină prin logica dualității contrare nu va reuși și mai mult va caricatur caricaturiza totul. Relatările noastre despre mistica izihastă, dacă au și o metafizică, aceasta doar în logica trinitară va fi înțeleasă. Mai mult creștinismul este teomorfic nu antropomorfic, Dumnezeu se descopere pe sine în chipurile creației sau creația se descopere pe sine în chipurile dumnezești. Iată dilema filozofilor și a misticilor. La început a fost cuvântul și prin el toate s-au făcut. Chipul cuvântului s a dat chipuri creației. Anticii greci au evidențiat logica existenței în sine prin ideile platonice ce dau formă lucrurilor. Englezii înlocuiesc ideile cu simțurile ca anterioare ideilor. Cantianismul se îndoiește de dreapta rațiune a lucrurilor. Știința a adoptat logica mecanismului inferior cu evoluționismul de prosgust. Creștinismul s-a luptat cu logica antică, relevând că an anterior ideilor în sine este cuvântul, logosul. Cuvântul este persoana, ființa, iar gândirea este har, energia cuvântului. Creștinismul are dublu temei al existenței în sine, în cuvântul persoana și în rațiunile harice divine. În logica pur creștină, persoana ca ființă în sine produce gândirea harică și în acest dublu act creează formele lumii. Noi ca mistică zicem supra logica persoanei, cea dincolo de gândire, în care procede logica harică a rațiunilor divine. Mai mult supra logica persoanei ființiale, datorită tainei chipului trăimic din sine, produce și o logică trinitară a gândirii. Noi, ca mistică pur creștină, identificăm gândirea în supra logica persoanei, originea gândirii. Și anticii greci se îndoiau de temeiul minții, neștiind cum să probeze gândirea să nu fie falsă. Senzualism a fost în paralel cu platonismul, proba silogismului ca verificarea gândirii a fost arma filozofilor. Chiar și Kant recunoaște silogismul non-contradicției ca temei al rațiunii. Moderniștii distrug și această probă prin mecanismul orb al unor legi de evoluție, succesiune. Sincretiștii semireligioși de astăzi fac o hibridizare a anticilor cu moderniștii. Creștinismul are supra-logica persoanei ce se prelungește în logica gândirii. Lupta anticilor a fost între spirit și materie. Lupta evului mediu a fost între rațiune și senzație, între minte și simțire, care primează. Lupta de astăzi este între, între divin și malefic, între conștiința personală și conștiința impersonală de programare robotică și informatică. Visul omului modern este omul programat, gândire și existență programată. Omul incapabil de personalitate proprie, căzut în drama destructurării caută compensația în visul restructurării mecanice impersonale până la absorbirea în inconștient. Semireligiile și misticile de astăzi sunt o încercare de reînviere a misticismului metafizic antic sau politeismului senzualist până la sincretismul unei religii fără religie, un fel de suprareligie impersonală ca ultim subterfugiu al autodivinizării. Creștinismul este pus încă la o grea probă de trecere prin foc. Creștinismul a trecut prin sabia păgână, prin închisorile materialismului, iată că va trebui să treacă și prin focul ultimei probe. Este focul malefismului anticristic, ce arde sufletul, nu tropul. Chipul sufletului este persoană. Dumnezeu este ființa dumnezească în trei persoane. Chipul lui Dumnezeu este chip de persoană. Nimeni nu știe chipul persoanei noastre create, ce este după chipul și asemănarea chipului lui Dumnezeu. Creștinismul vine cu arătarea chipului persoanei Fiului lui Dumnezeu, ce totodată se întrupează în chipul persoanei de creație. Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Revelația creștină este trăimea de persoane a lui Dumnezeu. Taina chipului persoanei este astfel taina chipului lui Dumnezeu. Și, de asemenea, Taina chipului de creație este, este tot taina chipului persoanei create. Mistica chipului de persoană este mistica de revelație a creștinismului. Dumnezeu este chipul ființa persoana în sine în străluciri energetice necreate, harice. Acest chip dincolo de toate chipurile se transpune în creație ca chip ființial de persoană creată în străluciri energetice create, corp. Personalitatea noastră creată este sufletul chip de persoană și corp energiile persoanei create. Sufletul este chip de persoană și corpul este energeticul persoanei ființiale create și totalitatea suflet și corp este personalitatea integralității chipului de creație. Mistica noastră creștină este mistica personalității de creație ca integralitate suflet și corp Deodată. Creștinismul este dublă mistică în egalitate, suflet și corp. Anticii consideră corpul negația sufletului, de unde mistica metafizicii până la distrugerea materiei. Creștinismul vine cu revelația chipului lui Dumnezeu ca ființa, persoana cu energiile sale harice, cum spune Sfântul Grigore Palama. În creație, energiile harice se traduc ca energii create corp. Și noi, creația, suntem ființă creată cu energiile de creație, cu transpunere creativă a chipului lui Dumnezeu ce ne creează după chipul și asemănarea sa. Personalitatea dumnezeiască este ființa trăimică a persoanelor dumnezeiești în harul energetic necreat și divin. Acest chip este dăruit creației de unde chipul nostru de personalitate creată ca integralitate, suflet și corp. Păcatul căderii din rai adaugă contrarietatea dintre suflet și corp până la ruperea, ruperea lor, ce înseamnă moartea corpului. Mistica noastră creștină nu este metafizica sufletului față de corp, ci mistica personalității suflet și corp față de personalitatea Dumnezească, trăimea de persoane Dumnezești și harul său divin. Într-adevăr, datorită păcatului căderii din Rai, trebuie făcută și metafizica sufletului față de negativismul corpului, dar aceasta nu este mistica propriu-zisă, ci doar restabilirea chipului personalității de creație, prin care se face adevărata mistică dialogală creștină dintre personalitatea de creație și supra-personalitatea Dumnezească. Misticile antice se opresc la metafizica sufletului față de corpul păcătos și negativ, considerând unirea mistica un fel de absorbire a materiei în spirit. Anticii consideră că intrarea în suflet este însăși unirea cu Dumnezeu. Mistica noastră creștină merge încă mai departe la dialogul sufletului restabilit cu Dumnezeu. Și sufletul restabilit este restabilirea personalității de creație ca suflet și corp în unire lui Hristos cel înviat cu trupul este chipul restabilirii chipului de creație. Restabilirea integralității Suflet și Corp este chipul personalității de creație care este apoi apt să facă adevărata mistică, unire dialogală cu personalitatea lui Dumnezeu. Aceasta este mistica pur creștină, mistica personalității de creație, ce înseamnă încă un pas în plus dincolo de metafizica sufletului față de corp în completarea metafizicii noastre. Cine vrea creștinism trebuie să facă dublă mistică a metafizicii sufletului față de negativismele corpului și a dialogului dintre integralitatea personalității suflet și corp și Dumnezeu supra personalitatea. Așa mistica pur creștină este mistica teologică peste metafizica semireligioasă a sufletului față de corp. Fără evidențierea și înțelegerea chipului de persoană, nu se poate pricepe această mistică teologică de revelație, însă. De aceea noi insistăm, până la repetări aproape supărătoare, insistăm asupra chipului de persoană ca taina misticii creștine. Persoana este supra logica gândirii creștine. Dacă am putea vorbi de o metafizică pur creștină, prima categorie ar fi chipul de persoană. Persoana este mai mult decât un concept sau un principiu, este ființă vie care apoi naște din sine conceptele și principiile de gândire. Noi am, noi am încercat o figurare, a chipului de persoană ca triființialitatea unității de sine, ca prefigurarea tainei trăimii de persoane, absoluta trăime a unicei ființe dumnezești. Chipul persoanei tatăl, care fiind tatăl de la sine, Conține pe Fiul și pe Sfântul Duh, de unde trifințialitatea Tatălui, din care se naște trăimea de persoane, ale unicului chip al Tatălui. Așa, Tatăl conține în esența sa pe Fiul și Sfântul Duh, iar Fiul și Sfântul Duh sunt tot chipuri persoane egale cu Tatăl și îl conțin de asemenea pe Tatăl, în aceeași măsură cum Tatăl conține pe Fiul și pe Sfântul Duh. Fără această taină a trifințialității chipului în sine este tocmai chipul de persoană, nu se poate vorbi de treimea unică. Noi nu facem speculații asupra tainei chipului lui Dumnezeu, dar evidențiem revelația creștină a tainei trăimii în care noi descoperim taina însăși a chipului nostru de creație, celui tat din păcatul căderii din rai. Noi redescoperim taina chipului trăimic din noi, creația, și începem să ne ridicăm la participarea dialogală cu chipul lui Dumnezeu, cel dincolo de chipul nostru creat, dar în, în asemănare de chip. Asemănarea de chip nu înseamnă amestecarea de chipuri, ci înrudirea și accesibilitatea comunicării și unirii chipurilor fără amestecare. Înrudirea noastră cu Dumnezeu este taina chipului de ființă persoană. Dumnezeu este chip de ființă persoană, iar noi, creația, de asemenea, suntem chip de ființă persoană. Cele două chipuri sunt de natură diferită, ca dumnezire necreată și noi ca natură ființială creată. Așa cele două naturi ființiale nu se pot amesteca, dar pot comunica prin taina chipului de ființă persoană, fiecare în chip personal, de natură ființială proprie, fără amestecare. Cele trei persoane dumnezești au aceeași natură ființială dumnezească, iar creația are natură ființială creată, dar chipul de ființă Înrudește supra ființa lui Dumnezeu cu ființa creată. Taina chipului este taina misticii pur creștine și taina chipului este taina persoanei ființiale vii dincolo de principiile gândirii. Așa, mistica pur creștină este supra metafizica chipului de persoană, este mistica teologică de revelație, este mistica dialogului dintre chipul personal dumnezeesc și chipul personal de creație ce pot comunica și se, și se pot uni fără amestecare și absorbire, dar în, în participare și împărtășire reală de taina chipului, indestructibil, dar deschis, în dăruire și primire. Această mistică a chipurilor este mistica pur creștină. Creștinismul are supra gândirea chipurilor, nu a ideilor, categoriile de gândire creștină sunt chipurile vii, personale. Chipul trăimic este supra logica creștină și silogismul non-contradicției probării gândirii este chipul trăimic de egalități deodată și fără amestecare, fără negare. Supra-silogismul creștin este perfecțiunea chipului trăimic al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Gândirea creștină este teomorfică, nu antropomorfică lumea creată se identifică în chipul lui Dumnezeu, fiind creată după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Nu Dumnezeu are nevoie să se facă și creație, ci creația are nevoie să se urce în cele dumnezeiești. Dumnezeirea este de plinul care se revarsă și în creație cu scop de a dărui și creații cele divine. Nu Dumnezeu intră în relativitatea creației, ci relativitatea creației intră în eternitatea divină. Filozofia creștină nu este coborârea lui Dumnezeu în negativul creației, ci urcarea creației în supraafirmația divină. Creația este dublu chip al lui Dumnezeu ce se pecetulește pe chipul creat. Și chipul creat este un răspuns viu și propriu față de cel al lui Dumnezeu. Frumusețile chipului creat nu sunt frumusețile harice divine, ci frumusețile chipului creat în răspuns față de frumusețile harice divine. Creștinismul deosebește harul divin de chipurile create ale harului divin. Filozofiile necreștine amestecă acestea până la confuzie. Creația are o frumusețe proprie în paralel cu cele harice. În dumnezeire, frumusețea absolută este Tatăl Dumnezeu care naște pe fiul și procede pe Sfântul Duh, frumusețile chipului Tatălui. Iubirea Tatălui se face dăruire Fiului în dragostea Sfântului Duh. Această supraliturghie a iubirii în sine a Dumnezeirii o coboară Fiul în liturgia creației. În Dumnezeire Fiul este iubirea Tatălui. În creație tot Fiul este mobilul iubirii de creație. De aici chipul misticii pur creștine ca chip al Fiului Dumnezeesc. Arătarea frumuseții Dumnezeirii Tatălui este Fiul în Sfântul Duh în creație, arătarea frumuseții Fiului Dumnezeu, ce se face și creație, este chipul Maicii Domnului, fecioara absolută de creație. Prin creație, Fiul Dumnezeu aduce Tatălui Dumnezeu prin osul, darul său de răspuns direct și personal. Chipul creației este chipul Maicii Domnului, care îl va naște pe Fiul cel totodată Dumnezeu și om. Iată taina pe care încercăm noi să o evidențiem, taina misticii creștine, ce este taina chipului Maicii Domnului